Salut, bă, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M's pe serverul One Tab România Roleplay. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și de subscribe aici a forță. De cu ne-am mintit că ne ducem la sediul la Anormalii. Cred că e o ședință, ceva, m-a sunat Anormalul. Uitați ce mașini am pus, RGB-uri din alea, băieți, zici că e de Crăciun să mă bată tata. Aveți IP-ul serverului în descriere, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Opa, hai că n-am rupt-o dacă e. A mea e cea mai frumoasă, e mov. Bălei, ce frumoase. O, ce fac băieți aici, au toate astea. Ce n-ai băie mă aia? Uite-te la el! Ce șmichir e asta? Asta cred că e de-aia custom. E șmichir rău. Uite și ticou. Mergem băieți până la ședință, cred că ședință cred că o să mai ia normalul la 13-14. Rupeți butonul ăla de like. Avem un episod foarte șmecher, foarte special astăzi. O să vedeți despre ce este vorba. Opa, cred că ați auzit și voi? Mi se pare că s-a auzit ceva, hai să sărim să ajungem. Vezi ce-mi face normalul, băieți. O să... Opa, stai fără pistol, că mă jupuiaște asta. Punem bastonul în mână. Punem bastonul în mână, băieți, că ne norocește. Așteptăm, băieți, să aplicați și voi un CV aici la anormalii. Aveți ăsta, cum îi zice, Discord-ul anormalilor în descriere. Intrați acolo și dați o aplicație CV. Dar să fiți active, asta e cel mai important. Avem pe băieți, uite, s-au adunat. Bă, dar cum naiba întârzi eu mereu? Bună ziua! Bună ziua! Salut, Neamitică! Hai, bă, Neamitică, bă, vii și tu la ședință, mă, astăzi. Da, bă, că eram la semafor, m-a ținut unul. Mai era semaforul. Hai că mă duc să iau loc aici, în spate. Ia loc acolo și ascultă liniște. Așa, bă, și după cum ziceam, la spital, dacă eu o să trebuiască să vă duc la postul de putare, nu luați la bătaie de geamă, încercați și voi să vorbiți cu ei și... Ah, hai că văd și eu. Ah. Dar nu prea aud ce zic. Eu nu prea aud ce zic ăștia. Am înțeles. Am înțeles. Stați așa, e mai bine acum? Da. Ia zi. Așa, deci. Ce naiba mă vorbe? Ce mă doare capul? Eu nu-i aud ce zice. Ce naiba zice ăla acolo? Încerca să nu le fure lumea, pentru că mai sunt foarte mulți care tot fură mașini și directorul de acolo... Fură mașini? ...ne-a acuzat pe noi că n-avem grijă de mașini. Ia uzi. Deși colegilor pleacă și le lasă descuiate. Da? Deci voi o să trebuiască să protejați medicii și spitalul, da? Intrarea, să nu intre să facă lumea... Trebuie să protejăm, băieți. ...să fure medicamente sau să distrugă ceva. Eu. Iar la spitalul 2, o să vedeți că acolo trag și parchează toate mașinile astea de medici, care stau și așteaptă tot timpul să... Ce naiba e acolo? Ce naiba e ăla acolo? Ce caut aici? Face cu mâna. Cine naiba e? Uite la el. Dar de unde am lanterna? Opa. Ce naiba e? Cine? Ce e asta? Ce naiba? Ce-a zis, mă? Vino după mine? Mă duc după el. Mi-e frică. Cine ești? Bă, ce vrei să-mi faci? Ce vrei să-mi faci? Cine ești?
Bă, lasă toporul jos. Eu a zis să lași toporul jos. Lasă toporul jos. Au! Ah, nu. Ah, nu. Piciorul. Ah. Nu da. Lasă, bă. Da. Nu. Aolea. Bă. Ce naibă? Cine sunt ăștia, băieți? Bă, ce caut aici? Alo, mă aude cineva? Ce? Unde te-ai dus, bună mitică? Bă, mă auziți? Cui ne-ai părăsit, bună mitică? De ce ai murit, bună mitică? Nu trebuia. Știu că erai bătrân, dar nu trebuia să mor, bună mitică. Bă! Băieți, aprindeți acolo lumânare și rugați-vă. Părinte, cântă-i ceva, părinte. Doamne, miluiește, Dumnezeu, Domnul, cum îți cheamă? Bă, mă audeți? Alo! Ce caut aici? Dumnezeu să-l ierte! Dumnezeu să-l ierte! Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească! În pace! Bă, nu! Nu te vom uita niciodată, neamitică!